Out of the Box Controverse în Dialog Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint Salutare, bine ați revenit la Out of the Box Sunt alături de Laurent Balint Boții, expert în marketing și astăzi oameni buni pentru că vine Crăciunul, vom discuta despre prețuri. Salut, Boții! Salut! De așa că este îngrozitor că toate prețurile sunt mari și că toată lumea aș vrea, dorește un cadou. Oh, e greu în fiecare an, dar anul acesta în mod special. Știi că săptămâna trecută am discutat despre uh, ideea aia de a introduce în, îndoiala în mintea oamenilor și uh, știu că acționez împotriva meseriei tale, uh, dar uh, te-aș ruga să-mi să introduci îndoiala că trebuie să cumpărăm musai <laughs> ceva, dacă se poate. Chiar avem nevoie de ceva de Crăciun? Întreb și eu. Dar uh, nu, e, uh, nu e îndoială legată de meseria mea și aici... Uh, când vorbesc despre marketing, mai fac din când în când câte o paralelă cu chimia sau biologia. Poți să folosești chimia pentru lucruri minunate sau poți să faci arme chimice. Și marketingul poate fi folosit în scopuri bune sau... Da, sau... Total uh, aiurea și neetice. Uh... Hai să facem astăzi două lucruri, că am promis așa de săptămâna trecută întâi să le arătăm oamenilor cum se procedează ca anumite produse să fie cumpărate, și la supermarket, și online, că e un mod de a vinde prețul, să spunem așa, lângă produs, și ai, de asemenea, câteva lucruri pe care antreprenorii le știu, uh -huh. sau ar trebui să le știe, pentru a atenua percepția că prețurile sunt mari, mai ales în perioada asta când toată lumea trebuie să trăiască până la urmă. E un echilibru în tot. Eu cred că este foarte important uh, ca oamenii să înțeleagă un pic cum funcționează lucrurile și aici ne referim la consumator în general și îți dau un exemplu, dacă eu vin și zic că fac prăjituri cu zahăr brun Așa Tu ce crezi despre prăjiturile mele? Că cu zahăr brun, cum ai mai spus, nu? Când faci coca, atunci când uh -huh. pui oul, când pui ce trebuie acolo, Zahăr brun. Și e Asta. ceva deosebit între zahărul brun și zahărul. Au anus foarte pricepă, cred că e mai scump zahărul brun, nu? Sau... Este un pic mai scump pentru că da. este mai sănătos, un pic e considerat da. mai sănătos deci, sau tu. Faci niște prăjituri mai bio, un, un pic da. mai sănătoase da. pentru că da. sunt cu zahăr brun, dar Așa. eu nu ți-am zis că am înlocuit zahărul alb. Nu mi-ai zis, ai nu, am zis, zis da. doar că e cu zahăr brun. Dar eu presupun că și tu, tu as... presupui că am, dar tu presupui. Adică da. e bine să citești eticheta. Okay. Pentru că de asta zic că e bine că oamenii să fie educați un pic și să înțeleagă lumea în care trăiesc. Adică dacă eu vin și zic că este prăjitura mea este făcută cu zahăr brun, eu nu te-am mințit cu nimic. Eu ți-am zis este făcută cu zahăr brun. Asta înseamnă că în prăjitură este și zahăr brun. Dar s-ar putea să fi păstrat 95% zahăr alb și să fi pus lângă 5% zahăr brun. În comunicare, eu sunt. N-am mințit cu nimic, ca ți-am zis tot. A, că tu ai tras concluzia? că este mai sănătoasă sau ceva, asta deja nu mai e problema. Și de asta este important ca oamenii să înceapă să se educe și să înceapă să înțeleagă cum funcționează lucrurile și când vine vorba despre prețuri și tot în același timp. Și pentru producători este important și antreprenor, mic fermier care are niște produse de calitate și e frustrat bă, dacă oamenii nu cumpără de la mine că e prea scump. Sau cineva are o pensiune și a investit în pensiune și oferă cele mai bune servicii și tot, și, dar păi, da, da, nu, să din dincolo că e mai ieftin sau tot. Eu cum să-i conving să vină la mine că e tot. Și aici sunt o serie de tehnici, o serie de lucruri pe care le pot face uh, antreprenorii. Deci acum vorbim despre antreprenori. Da, eu da, o să le zic din, da. din perspectiva antreprenorilor uh, și, practic, putem să face să și, și pe clienți, și pe, și pe exact. Dar uh, ce e important de înțeles este că oamenii nu vor neapărat prețuri mici. Oamenii vor, în schimb, să simtă că fac o afacere. Ok. Deci... Dacă tu cumperi un parfum da. de uh, 50 de lei, un parfum scump, îl găsești la 50 da. de lei, te bucuri și îl cumperi și simți că ai făcut o afacere. Ok. Dacă schimbi și peste o lună îl găsești tot la 50 de lei, peste 3 luni tot la 50 de lei, nu mai e o afacere, niciodată da, este un că parfum ieftin. Este un parfum ieftin. Și de asta e, uh, sunt două aspecte. Unul că oamenii caută să facă o afacere și a doua că prețul influențează și imaginea. Deci stai un pic, deci eu nu mă uit când mă duc la magazin sau când mă uit pe online, nu mă uit un să ai după preț, mă uit după ceva convenabil, asta îmi spui. Tu, te, ui, tu încerci să faci o afacere și nu vei cumpăra neapărat ce este mai ieftin. Ba, chiar din contră, dacă este să mergem cu marea masă a oamenilor, oamenii vor merge de regulă la mijloc, dacă sunt mai multe prețuri. Okay. Și De asta producătorii de imprimantă, de exemplu, scot trei, minim trei tipuri de imprimantă pentru că omul nu vrea să ia cel mai ieftin, nu vrea să ia nici cel mai scump și se duce la mijloc. Okay. Și atunci se duce și cumpără cel de la mijloc și atunci toți producătorii trebuie să aibă mare, aglijă, mare grijă, să susțină și să dea maximă atenție produsului dar ăla la e produsul bun, adică nu mă înșală nimeni, adică ăla de la mine. toate da. sunt produse bune. Da? Dar tu te vei duce și vei lua cel mai. Iar producătorul trebuie să aibă grijă să aibă acolo cea mai mare marjă de profit, pentru că asta e o altă chestie. lumea crede că vrea să ne vândă cei mai scump. Nu. Vreau să-ți cel la care îi vor rămâne cel mai mult bani în buzunar. De deci, ce să dea pe circuit mai departe banii? Foarte interesant. Deci, când te duci la mijloc și faci o afacere bună din punctul tău de vedere, și omul ăla câștigă cel mai mult. Dacă a dat atenție, dacă da. a, a înțeles cum funcționează lucrurile și dacă merge în direcția asta. Mi-ai povestit -o la un moment dat, scuza-mă că îți uh -huh. întreb ideea, dar mi-ai povestit ceva foarte interesant de punga de. Pă, sau cutiuța, cum se numește, de, la, de popcorn de la cinematograf. Bun, asta este o chestie așa mai haioasă, este ce așteptări au oamenii, apropo de simți da. că faci o afacere, este când mergi la cinematograf și popcorn tot timpul dă pe lângă și te chinui, mai da. și cu copilul, mai ieși da, da, cu sucul, da, curge, da, curge, asta... da, te supără foarte tare. Și au făcut un greșeală în trecut să pun aceeași cantitate de popcorn într-un recipient mai mare și oamenii au fost total nemulțumiți pentru că au zis, uite ce zgârcit sunt, nu mi-au dat cât puteau să-mi dea, adică s -au s au zgârcit la popcorn. Deci sentimentul de nesatisfacție a fost foarte mare, deși era mai ușor și deși era aceeași cantitate de popcorn, dar nu era în cutie, plin. Dar nu era plin. Dar nu era plin. Da, exact. Deci ce atenție când e pe punga plină și vă chinuiți, este făcut special să vă simțiți bine. Da, pentru că simțiți că primiți maxim de banii voștri, maxim cât încape în cutia respectivă. Îmi place este... asta. Da. Iar ce, uh, sunt foarte multe experimente și experiențe de de multe ori Oamenii de marche nu înțeleg de ce se întâmplă anumite lucruri. Era un mare lanț de fast food în România, care an de zile a întrebat să fie mare. Deci te duceai și era meniu. Cereai un meniu și zicea să fie mare. Da. Acum, ei au testat cinci modalități de a întreba oamenii dacă vor un meniu mare sau mic. Și au constatat că la întrebarea să fie mare, cei mai mulți oameni zic să fie mare. Dar nu plătești în plus? plătește, da, plătește în plus, da, plătește în plus. Dar practic au testat mai multe moduri de a întreba și cel în care au constatat rezultatele, cel mai bune cu el au mers mai departe. Nimeni nu și-a făcut doctoratul din asta să explice de ce la întrebarea să fie mare oamenii Da, 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 da aia funcționează da. آ, da. Că Am fost acum două săptămâni acolo și m-au întrebat, realizez, da, uh, să fie mare? Da. Deci este Da, atenție că dacă m-a întrebat m-au întrebat de altă dată, nu doriți nu știu, să mai pun o băutură sau ceva așa? A, ah, nu, nu e da. nevoie. Dar să fie mare a funcționat. Iată, dar aici recomandarea este să încerci mai multe modalități și să vezi care funcționează cel mai mult și apoi cu plină, stai pe ea, chiar dacă nu te -o explici de ce și chiar dacă îți se pare, băi, fără sens. Așa, ce mai ai Bun, acolo? am mai multe chestii. Dacă eu vreau să vând o telecomandă scumpă, tot deci ce mergem într-un retailer de electronice, punem o telecomandă 100 de euro. Cetă, e scump, da, e scump okay. da. Și o să vând trei bucăți. Uh, luna următoare, lângă telecomanda respectivă, o să pun un ceas de 5.000 de euro. Uh -huh. Și o să vând 30 de bucăți de uh, e telecomandă. Testată, e testată? Sunt testate, da. da. Este o metodă testată. Pe ce fac? Îți schimb prețul de referință. Și dintr-o dată tu te duci și te uiți la ceas. Băi, ce ceas mișto, ce ceas fain, 5.000 de euro. Băi, ce tare e, te uiți, gadget. Mintea ta se duce în gadget. Uh, nu mai este, de ce, categoria gadget -uri. Și lângă vezi o telecomandă. Bă, ce tare ești telecomandă. Bă, nu-mi permit ceasul de cimit. Bă, dar nu-mi permit eu mă, o telecomandă de 100 de euro. Ia, dă un uh, să Și pleacă. Atenție, vorbim de numere mari, nu vorbim de fiecare individ în parte. Nu înseamnă că tu, dacă te duci la magazin, o să pleci cu telecomanda. Dar pe un interval de o lună de zile o să fie o creștere semnificativă pentru că ți-am schimbat prețul de referință. Te-am făcut să te uiți altfel la telecomandă. Nu te mai uiți la telecomandă ca la nu, no, te recomandă să te uiți ca la un gadget. Dintr-o dată, un gadget de 100 de euro. Pă, e da, ok, e ok, ok. Da? Cafea, cafea la capsule, când a apărut primul mare brand da. de cafea. Nu s-a mai poziționat ca, și cafea, s-a poziționat lângă brandurile de lux din Paris, din Milano, au avut magazine exclusiviste în zonele cele mai scumpe din lume, pentru că au încercat și au reușit să nu, te mai, să nu mai compari prețul cafelei cu o altă cafea, ci să. Compar cu alte produse de lux, cu whisky, cu șampanie, cu genți de 3000 de euro, și tot și dintr-o toate era accesibile, era, era un lux accesibil. Și era... Te simțeai bine, deși era de 4-5-10 ori mai scumpă decât o cafea obișnuită. Dar practic este uh, acest uh, efort de a schimba prețul de referință. Pun la restaurant un hot dog de 70 de dolari, Așa. nu ca să vând hot dog-ul, ci ca să vând hamburgerul de 17. Okay. Ăsta e, iarăși e caz din New York. Serios da, există da, așa Pentru ceva? că intri, te uiți și zici, băi, 70, hot mă, încep să comentezi de hot la ăla, 70, dar mintea ta s-a setat prețul de 70. Și tu când iei cu 17, simți că ai făcut o afacere. Ok, că, bă, nu m-am aruncat, nu m-am dus, nu ne-am dus. e chiar ce vrea să vândă omul ăla. Exact, aia, da, vreau să vând 17, da. dar setez prețul de referință mai sus, pentru ca tu să simți, iarăși, te simți bine, zici, băi, hai, nu ne-am aruncat. Am fost tentat un pic, așa am zis că fac dar nu, la am adus, nu le nu înșală, nu ne păcălesc. Adică da, mergem la da, 17. Da. Este, uh... A, atenție să înțeleagă toată lumea. Știu că mai e un exemplu. Mai e un exemplu, Mai am 7. opt. Mai, ai, mai zi <laughs> unul, că vreau să întreb ceva după asta. Schimbarea unității de măsură. Adică, adică uh, tu vrei să te muți de acasă, stai cu părinții, cu soacra, cu socru, cu ceva și vrei să ții o altă casă, bă, dar rata totuși este destul de mare. Și atunci eu vin și zic uh, Rata la bancă este o bere pe zi. O bere pe zi. Sau două bere pe zi, ca acum cu inflația o da, mai fi aric. crescut. Două bere pe zi și te-ai mutat de acasă, ai casa ta, sunt perețite. Tu nu te mai uiți să vezi exact toate detaliile, pentru că ai o justificare. De multe ori noi căutăm justificări pentru a face anumite achiziții. Sau zic 50 de bani pentru o ceașcă de cafea deosebită. Deci în loc să vorbesc despre cât costă tot pachetul, zic pe ceașcă am schimbat unitatea de măsură. Atenție, sunt exemple, așa, minimale în sensul că nu sunt identice cu realitatea, că de fapt nu o să că 50 concepte, de bani, da, o să că da. un leu cafea sau uh -huh. ceva de genul uh -huh. ăsta. Da. Sau focus pe diferența de preț. Dacă eu am o pensiune de 5 stele, în loc să zic costă 250 de lei, o să zic costă cu 50 de lei mai mult decât una de 4 stele. Și cu 50 de lei poți să stai la 5 stele luxury, pentru că tu turist, oricum o să plătești da. 200 de lei, atunci cu 50 de lei poți să beneficiezi de Nu mai extra plătești și eu 50 de lei în plus, dar așa ca o concluzie... Da. Uh, ce? Voi să mai dai unul? O, mai avem uh, mai multe, multe, nu mai avem timp. Le mai păstrăm, nu mai avem timp. Uh, ca o concluzie, nu înseamnă acest lucru că cineva înșeală pe altcineva. Absolut. Nu. Dar ce înseamnă ca să plecăm cu o concluzie aici? Pentru că am zis că vorbim și despre antreprenori și ce lucruri pe care le fac ei sunt lucruri pe care dacă ai un produs de calitate, trebuie să ții cont și modul în care prezinți prețul lui, nu pur și simplu îi la raft cum preț și te aștept ca el să funcționeze. Iar pentru consumatorii iarăși să înțeleagă care sunt lucrurile care se fac. Adică când cineva îmi zice o bere pe zi, să stau totul să fac calculele. Când îmi zice că e cu 50 de lei, doar cu 50 de lei stau la 5 stele, bă, dar merită să stau la 5 stele, adică nu mi-ajunge Patru stele. Ai deci... străcurat îndoiala. Ai <laughs> străcurat îndoiala de săptămânile trecute. Deci în cazul unor achiziții majore, dar bănuiesc și al cumpărăturilor obișnuite, trebuie de fapt să-ți faci niște socoteli. De aici plecăm. Sau să-ți vezi de viață, dar dacă este, dacă este să fii preocupat, dacă este și te interesează zona asta, atunci măcar să știi cam care sunt lucrurile. Da. Dar nu poți să faci calcul, atenție, nu poți să faci calcul la tot ce cumperi la fiecare moment al zilei, la fiecare produs pe nu. care îl faci, pentru că o să fii da, atenție, atunci va trebui să ne înveți, poate de uh, Paștele viitor, va trebui să ne înveți cum sunt puse prețurile în supermarket, că și acolo e o tehnică, noi doi am mai vorbit despre asta și sunt niște lucruri da. pe care oamenii ar putea să le învețe. Dacă 10 minute nu ne ajung... <laughs> sunt convins despre da. asta să fac ore la școală. Dar noi da, dăm da. câteva hinturi și da. sper că astea de astăzi să, fost, să vă fi fost de uh, folos. Deci măcar în cazul cumpărăturilor mari, importante și al cadourilor pe care dăm foarte mulți bani, aveți posibilitatea să calculați, iar în privința celor care vând, aveți posibilitatea să folosiți aceste sfaturi în care să reașezați prețurile de natura asta încât să nu fie supărătoare pentru client. Ia uite mă ce fac ăștia. <hântu -mă> asta e. Loran Balint, îți mulțumesc. Ce să facem noi săptămâna viitoare? Să facem... Uh... Ne pregătim de 2023. 2023. Hai să vorbim despre calendarul românilor, să vă explicăm ce înseamnă asta. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.